Primul lucru pe care vreau să-l fac este să facem o scurtă recapitulare în această ultimă lecție și să ne aducem aminte că scopul Bisericii lui Dumnezeu nu este dat de păstor, ci este dat de Cel ce a întemeiat Biserica, adică Iisus Hristos, și a Lui să fie gloria. El a trăit acest scop și El l-a predicat. Mai apoi apostolii după El au trăit acest scop și L-au predicat. Și pentru că Biblia este singura carte prin care Dumnezeu ne învață pe noi în mod autentic și fără greșeală, observăm că scopul lui Dumnezeu se împarte în cinci. Primul este evangelizarea, adică predicarea Evangheliei oamenilor nemântuiți și aducerea lor în biserică. Al doilea este maturizarea sau educația spirituală sau ucenicizarea, ceea ce înseamnă educarea celor pe care i-am adus din afară în biserică și nu-i lăsăm pe o bancă, ci dimpotrivă ne ocupăm de ei să crească. Al treilea scop este închinarea și cântarea și rugăciunea devin două practici importante ale Bisericii lui Dumnezeu. Al patrulea scop este părtășia, adică oamenii lui Dumnezeu vor să fie împreună, să se îmbărbăteze, să se salute, să se învețe și să se ridice unul pe altul, pentru ca în unitatea Duhului să călătorească prin pustia vieții, rezistând ispitelor și încercărilor vieții până când vor ajunge acasă. Și ultimul scop al bisericii sau ultima parte a scopului bisericii este slujirea, adică punerea la oaltă a resurselor și a talanților membrilor bisericii pentru ca să slujească cu dăruire și sacrificiu oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar începând cu cei care sunt între ei în nevoie. Acesta este scopul bisericii. Am spus de asemenea într-o altă lecție din trecut că întotdeauna există riscuri în aplicarea acestui scop și primul risc este focalizarea bisericii asupra doar a unui singur scop. Aceasta din pricina abilităților pe care le are păstorul. Dacă păstorul are abilități de evanghelist, atunci el va exagera cu evanghelizarea în biserică și va neglija celelalte scopuri. Dacă dimpotrivă păstorul are abilități de învățător, el va exagera cu studiile biblice și va neglija celelalte scopuri. Dacă păstorul are abilități de rugăciune și de cântare, atunci el va exagera cu rugăciunea și cu cântarea și va neglija celelalte scopuri. Dacă păstorul are abilități de părtășie, de strângere împreună, de stăruință, atunci el va exagera cu asta și le va neglija pe celelalte. Și desigur, în ultimă instanță, dacă păstorul are abilități de caritate, de ajutorare, de binefacere, el toate resursele bisericii le va atrage în direcția aceasta și va exagera făcând ajutorare, timp în care neglijează evangelizarea, ucenicizarea, închinarea și părtășia. Ceea ce vreau să vă spun în această dimineață este faptul că un singur sistem dintre sistemele existenței umane trebuie să stea și omul se numește mort. Indiferent că e sistemul osos, indiferent că e sistemul circulator, respirator, digestiv sau oricare altul. Un singur sistem, dacă nu funcționează, omul moare. Dar dacă nu funcționează două, moare și mai repede. Tot la fel, secretul scopurilor în biserică este echilibrul. Toate cinci trebuie făcute în egală măsură. Nu accentuăm pe unul mai mult, lăsându-le pe celelalte într-o parte. Tocmai de aceea trebuie să avem o viziune concretă pentru anul acesta și să ne împărțim și timpul, și banii, și talentele pe care Dumnezeu le-a dat prin frații și surorile din familia Bisericii Betania, pentru ca împreună să accentuăm toate lucrurile pe care le-a făcut și le-a spus Iisus, toate lucrurile pe care le-a făcut și le-au spus apostolii, să le facem și să le spunem și noi. Și dumneavoastră trebuie să deveniți parte într-unul dintre aceste activități spirituale. O altă mare problemă, o altă mare lipsă este lipsa liderilor, lipsa oamenilor care conduc. Degeaba avem un cor mare dacă nu avem un dirijor. Corul nu poate cânta fără dirijor. Degeaba avem o grămadă de instrumentiști dacă nu avem un dirijor. Ați observat de dimineață că am anunțat fanfara să cânte, dar fanfara nu a cântat pentru că nu a avut niște instrumentiști de bază. Nu a avut, nu știu ce, la bas sau într-o altă parte. Și fratele Mircea a spus, nu putem cânta pentru că nu avem niște oameni de bază. Observați cum fără un om de bază nu se poate face o lucrare. Ei bine, este foarte important ca biserica să promoveze în funcție de abilitățile în slujire anumite persoane care să conducă și să aibă responsabilitatea în Biserica lui Dumnezeu. Ați observat din Exod și din Fapte, așa cum v-am prezentat pe Moise și pe apostoli, că exista un singur om în Vechiul Testament numit Moise, care încerca să împlinească nevoile, fără succes.
Existau apostolii care făceau și lucruri administrative și spirituale, fără succes. Și atunci la Moise a venit Ietro, la apostol Duhul Sfânt și a luminat. Și Ietro a spus, omule, pune căpetenii peste grupuri mici, pune o căpetenie peste 50, pune o căpetenie peste 100, pune o căpetenie peste 500, pune o căpetenie peste 1000 și tu lucrează doar cu căpeteniile, iar căpeteniile să lucreze cu poporul. Nu poți tu singur să lucrezi cu poporul, că tu ești singur, iar poporul sunt cu sutele. Tu lucrezi doar cu căpeteniile, iar căpeteniile lucrează cu poporul. În Faptele Apostolilor, al doilea exemplu, apostolii sunt atrași în împărțirea ajutoarelor. Tot la fel, ei sunt luminați de Duhul Sfânt și ei spun, nu se cade ca noi să împărțim ajutoare, haine, alimente și lucruri de genul acesta, ci noi vom pune niște persoane special pentru aceste activități, iar noi ne vom ocupa doar de predicarea Evangheliei, doar de post și doar de rugăciune. Observați că acest lucru a stat la baza succesului. Atunci când avem un singur slujitor, omul acesta se fărâmă, se îmbolnăvește, iar poporul nu are nevoile împlinite. Nu are nevoile împlinite. A venit un frate din conducerea bisericii la mine și mi-a spus, frate Luigi, te-a sunat o soră săptămâna aceasta și nu i-ai răspuns. I-am spus, frate, s-ar putea nu numai o persoană să mă sune și să nu-i răspund. Pentru că într-o zi câteodată mă sună mai mult de 100 de oameni. Ori eu nu pot să stau toată ziua într-un scaun să răspund la telefon, eu trebuie să mă rog. Mie îmi trebuie cel puțin 5 ore să-mi pregătesc predica, pentru că în fiecare seară predic. Eu trebuie să fac vizite și câteodată merg dintr-o casă în alta și telefonul las închis să nu-mi țuruie, că nu mă duc la frasă să vorbesc la telefon. Altădată vin 2-3 persoane, 2-3 tineri sau 2-3 mame la consiliere și de la ora 3 până la 6 eu stau cu oamenii aceștia. Și tot timpul stau cu ei. Dacă sună telefonul, eu nu răspund, pentru că altfel n-aș mai vorbi cu persoanele acelea. Eu nu le chem pe ele ca să mă audă pe mine vorbind la telefon. Și de aceea am spus fratelui să sune pe un alt păstor, pentru că avem 6 păstori în biserică, avem 2 diaconi, avem membri din comitet. Nu numai eu știu să răspund la telefon și nu numai eu știu să fac rugăciune. Nu poate un singur om să stea în picioarele la 500, oricât de bun ar fi, oricât de dăruit ar fi, chiar dacă n-ar mai dormi și chiar dacă n-ar mai mânca. Așa a fost și Moise, așa au fost și apostoli. De aceea Moise a pus căpetenii peste grupuri, de 50, de 100, de 500, de 1000. Iar el a stat de vorbă numai cu aceste căpetenii și căpetenii le-au stat de vorbă cu poporul. Și în Faptele Apostolilor s-a întâmplat la fel. Riscul să existe slujitor puțin și nevoi multe este foarte mare. Acest risc trebuie acoperit cu un plan înțelept. Trebuie căpetenii care să fie peste mai multe grupuri. Căpetenii peste fanfară, căpetenii peste cor, căpetenii peste femei, căpetenii peste bărbați, căpetenii peste tineri, căpetenii peste adolescenți, căpetenie peste predicator, căpetenie peste comitet, căpetenie peste păstori, căpetenii peste tot. Când biserica va fi organizată în maniera aceasta, atunci fiecare slujitor va avea 50, nu 500, sau va avea 20, nu 200. Într-un fel poți să vezi dacă cei 50 care sunt în ceata ta sunt la biserică, iau sfânta cină. Poți să-i suni în timpul săptămânii, poți să-i vizitezi, dar într-un alt fel este să te uiți peste 500 și să vezi dacă sunt sau nu sunt la biserică. De unde să știu eu din 500, dintr-o 1000 câți vin seara, dacă sora X este la biserică? Dar dacă sora X este în grupa unui om, între alți 20, 30, 40, 50, atunci persoana aceea se va uita doar după cei 30, 40 sau 50 ai lui. Și va fi ușor să vină să-mi spună, frate Luigi, din ceata mea, X nu a luat cina, mergem și îl cercetăm. Dar de unde să vadă fratele Luigi din 500-1000 de oameni că X nu ia cina? Nu e bine să-i cerem unui om să fie înger, pentru că oamenii nu sunt îngeri și îngerii nu sunt oameni. Nu este cinstit, nu este drept și nu este înțelept să procedăm așa. Ci aceste studii biblice pe care eu le țin fraților, eu nu le țin să umplu programul, ci eu le țin să explic stilul în care vom proceda de aici înainte. Pentru ca nevoile dumneavoastră să fie satisfăcute și toate persoanele care sunt membri la Biserica Betania să fie slujite. Și dacă cineva nu ia cina, noi să mergem să-l întrebăm de ce n-a luat-o. Nu să treacă un an, un om să nu ia cina și noi să nu știm. Și noi ne numim Biserica Domnului. Un spital cu un singur doctor n-ar fi în stare să îngrijească de toți pacienții. Ci doctorul acela are o echipă de doctori și echipele acelea de doctori au o echipă de asistente. Și echipele acelea de asistente au o echipă de oameni de serviciu. Și dintr-un doctor se fac vreo 50-60, atunci da spital, atunci da 2-3 operații pe zi, atunci da curățenie și ordine. Oamenii ai lui Dumnezeu, asta nu-i predică, este prezentarea unui mod de a sluji Biserica lui Iisus Hristos. Și
Așa de fericit aș fi dacă ați înțelege că nu-i de la mine și e din Biblie. Și nu-i doar pentru mine, ci este pentru noi. O altă problemă. Prima a fost, biserica se concentrează doar asupra unui singur scop, lăsându-le pe celelalte la o parte. A doua problemă, nu există lideri, punem pe unul și ne așteptăm să facă minuni. Iar acela nu mai pune pe nimeni ca nu cumva ceilalți să... A treia problemă este, sunt două categorii de lideri, două categorii de învățători. Unii învață una, iar alții învață alta. Când veți vrea să dezbinați o biserică, să puneți două categorii de lideri. Când veți vrea să împărțiți o biserică în două, să puneți două categorii de învățători. Fiecare echipă de învățători va atrage o parte din biserică. Unii își vor atrage o parte din biserică, ceilalți vor atrage cealaltă parte din biserică. Și din momentul acela, biserica se va dezbina. Mai întâi la nivel de interpretarea Bibliei. Mai întâi la nivel teoretic. Și mai apoi această fisură se va adânci până când unii se vor lua și se vor muta într-un alt local, iar alții vor rămâne aici. Oameni buni, biserica trebuie să aibă un singur grup de lideri și ăștia să fie uniți. Iar cine nu vrea să intre în unitatea liderilor, nu poate fi lider, să stea pe bancă. Echipa de lideri care e la Betania trebuie să fie unită. Învățătura care se dă la Betania trebuie să fie una singură. Dacă folosim amvonul, eu să predic împotriva fratelui Cladovan, să-l înțep, sau Lorin, sau Luca, sau orice altcineva, și ei când ajung aici să mă înțepe pe mine, să bată apropouri, atunci noi toți suntem niște mizerabili, niște mediocri și n-avem ce să căutăm aici, pentru că avem o minte murdară, egoistă și mândră. Noi suntem aici nu să ne predicăm unii pe alții, nici să vorbim unii împotriva altora, ci să vorbim despre Iisus Hristos. Aceasta este menirea mea. Nu să învârți necazul pe frați. Nu să bată apropo la oamenii din biserică sau din alte biserici. Noi nu atacăm pe oameni, noi atacăm păcatul. Noi le atacăm pe diavolul. Nu ne atacăm frații. De aceea noi trebuie să avem un singur sistem de învățătură și o singură grupă de oameni care conduc biserica. Iar aceștia trebuie să se întâlnească, aceștia trebuie să stea în unitate, aceștia trebuie să se iubească, să se respecte și să se ierte unul pe altul. Nu să fie partidele, pentru că dacă sunt partide, fraților, o parte din biserică vor simpatiza cu unii, iar altă parte cu alții. Și ce unitate e aia? Eu mă urc aici și am peste mine apăsarea spirituală de la cei ce nu mă vor. Păi dacă nu mă vor, fraților, dacă nu mă vreți, să știți că eu mă dau jos mai devreme decât să-mi spuneți dumneavoastră. Am atâta bun simț să văd când nu mă vreți. Eu nu stau aici cu japca. Nu stau aici pe capul dumneavoastră să fie nevoie să mă dau jos cu poliția. Eu imediat văd când nu mă vreți. Și dacă voi ajunge în situația aceasta, mă dau jos de aici înainte să-mi spună unul dintre dumneavoastră nu mai ești bun. Eu nu depind de Betania, eu depind de Iisus Hristos. Pe mine Iisus Hristos m-a angajat în lucrarea Lui, nu Biserica Betania. La Biserica Betania am fost chemat și am fost trimis pentru o vreme de un an sau de 50 de ani. El știe. Dar ceea ce vreau să vă spun, nu Betania este stăpânul meu. Stăpânul meu este Iisus Hristos. El m-a angajat pe mine în lucrare, El m-a chemat pe mine în lucrare, El mi-a dat sănătatea pe care o am, El mi-a dat abilitățile pe care le am, El îmi dă ajutorul pe care îl pun la dispoziția dumneavoastră, El. Noi nu suntem chemați aici să facem grupurile. Dar haideți să trecem la cuvântul Domnului. Al treilea risc este faptul că există două categorii de învățători, iar între ei nu se suportă. Și există două categorii de lideri, iar între ei nu se văd bine. O grupă se luptă cu ceilalți și tot timpul în biserică va fi luptă, iar în fața membrilor vom părea ca niște caragioși, timp în care vorbim frumos, trăim urât. Haideți să citim cuvântul Domnului. De ce se întâmplă aceste lucruri? De ce sunt două categorii de lideri? De ce sunt două feluri de învățătură în aceeași biserică? Ce ați zice dacă la compania unuia dintre businessmenii bisericii ar fi două filozofii de lucru? Cât ar mai ține compania la omul ăla? 2 săptămâni și l-ar mai da faliment. În orice companie, în orice instituție există o singură regulă pentru un lucru, nu două, și fiecare face cum vrea. De ce există aceste lucruri? Am început să vă spun data trecută. Există fisură între generații, frați și surori. Bătrânii au un fel de pocăință diferit de al tinerilor, iar tinerii sunt copiii lor. Însă ei
în așa fel trăiesc și își manifestă pocăința, încât între felul în care ei, în mod practic, își manifestă pocăința și între felul în care copiii lor își manifestă pocăința, se ridică o diferență atât de mare încât se numește prăpastie, fisură. Și nu poți să cânt, dacă cânti într-un fel, cântă doar tinerii, dacă cânti într-un alt fel, cântă doar bătrânii. Și stai și te uiți la ei și te întrebi, cum să faci? În cât să rup din Hristos și să dai la bătrâni și cât să rup din Hristos și să dai la tineri? Cât? Și începusem să vă spun data trecută că fisura aceasta trebuie acoperită cu relație. Și vă spuneam data trecută că nu există relație fără un sistem de ucenicizare, fraților. Copiii aceștia ai noștri, dacă nu sunt învățați de noi, îi învață televizorul, îi învață americanii, îi învață școala, îi ia la 12 ani și le face educație sexuală, îi învață cum să folosească tot felul de unelte în domeniu. Pentru că noi nu-i chemăm luni seara la studiu biblic, îi cheamă școala la studiu, dar nu biblic. Îi cheamă anturajul lor la studiu, dar nu biblic. Îi cheamă americanii și îi învață și învățătura aceasta devine împotriva învățăturii noastre. Și ne trezim dintr-o dată că copiii noștri nu mai cred ce credem noi. De ce? Pentru că noi nu i-am învățat ce a trebuit. Noi n-am avut timp să învățăm. Noi ni s-a părut că dacă ei stau în adunare și noi predicăm, este suficient. Măi, oameni buni, citiți ce a spus Iisus în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici, botezați-i, atenție, învățați-i să păzească, nu învățați-i. A învăța înseamnă să le predai intelectual un studiu biblic, să învețe o teorie. Biblia spune, învățați-i să păzească, nu învățați-i. Învățați-i să păzească, adică după ce i-ai învățat teoretic, organizează un sistem în care să vezi dacă în mod practic se împlinește ce i-ai învățat. Tinerii trebuie să aibă un departament, trebuie să aibă un lider, trebuie să aibă un comitet, trebuie să stăm din când în când de vorbă, trebuie să vedem cine vine și cine nu vine la biserică, trebuie să vedem cine face prostii și cine nu, în ce fel îi putem ajuta. La fel trebuie să fim cu adolescenții, la fel trebuie să fim cu școala duminicală. Fraților, dacă nu vom ști unul de altul, atunci fiecare va crește pe unde va nimeri și cum va nimeri. Cum să meargă bine o astfel de biserică, când în loc de viziune, întâmplarea și haosul domnește? Ăsta nu-i scop, ăsta-i confuzie. Trebuie ucenicizare. Cine să ucenicizeze? Moise pe Iosua. Ilie pe Elisei, Iisus pe cei 12 apostoli, Pavel pe Tit și Timotei, sunt exemple dominante ale Bibliei. Acești oameni i-au ucenicizat pe cei care au fost asistenții lor, ajutorii lor, mai tineri slujitori decât ei. Cum vor crește tinerii aceștia, generația aceasta tânără, dacă nu-i luăm în fiecare săptămână să le spunem în mod concret cum stau lucrurile? Este bine să avem formații. Este bine să avem grupe de închinare, este bine să avem ușieri, este bine să avem sunet și imagine, este bine să avem școală biblică, dar dacă nu vom avea un sistem de predare a Bibliei, nu doar a muzicii, nu doar a grupurilor, fraților, cum vom supraviețui vieții? Cum? Ceea ce trebuie predată în mod dominant aici e Biblia, Biblia, Biblia! Toate lucrurile sunt bune, dar Biblia trebuie să fie în frunte. Studiul și cunoașterea și trăirea Bibliei trebuie să ne motiveze pe toți. Mi-a scris cineva într-un sondaj de opinie, frate Luigi, e bine să renunțăm la studiu biblic, că noi știm Biblia. Al doilea lucru care acoperă fisura și care unește cele două categorii de învățători și de lideri este o gândire duhovnicească. Degeaba îi spui unui om firesc că te rogi pentru el. Îl arăde de tine când îi spui că te rogi pentru el. Degeaba unui om firesc îl iei cu duhovnicescul și cu blândețea și cu dragostea în Hristos. Îl arăde de tine. Poți să iei cu dragostea în Hristos pe un frate, că l-ar respectă pe Iisus. Poți să-i vorbești duhovnicește unui om născut din nou, dar unui firesc care vine la biserică, îl ia degeaba îl iei duhovnicește că la te disprețuiește. Ăla spune așa, straguna de tentor pe partea cealaltă. Ăla nu știe de respect de Duhul Sfânt, ăla nu știe de respect de Scriptură, ăla nu știe respect de Dumnezeu, ăla nu se subordonează legilor lui Dumnezeu. Pe el îl lasă rece, el are ambițiile lui, el are egoismul lui, el vrea să se facă în biserică cum vrea el
Și dacă-s cinci ca ăștia, ca cine faci? Ca primul, ca al doilea, ca al treilea, ca al patrulea sau ca ultimul? Trebuie o gândire duhovnicească în biserică, trebuie să se gândească duhovnicește, trebuie să se trăiască duhovnicește. Toate lucrurile trebuie făcute duhovnicește, în perspectiva duhovniciei. Nu trebuie să punem problema firește. Nu trebuie să venim cu ambiții firești și cu lucruri firești, ci să punem problema duhovnicește și în prezent și în perspectivă. Al treilea lucru, lucrul la care am rămas eu data trecută, era faptul că ca să distrugem fisura și să avem relație, trebuie să învățăm principiile, nu încredințările. Sunt oameni care de la microfon vin și predică încredințările lor. Spun, e bine cu cravată sau e bine fără cravată. Mă, oameni buni, a purta sau a nu purta cravată nu e o problemă de principiu, e o problemă de încredințare. E o problemă de încredințare. Așa ceva nu trebuie predicat. Cercetați Noul Testament și veți constata că Iisus Hristos a vorbit despre îmbrăcăminte aproape deloc, dar a vorbit tot timpul despre iubirea de bani. Subiectul despre care vorbește cel mai mult, printre altele, Noul Testament, este iubirea de bani. Știați asta? Noi nu prea vorbim, ca să nu se supere frații, să ne punem bine cu toată lumea. Nu să vorbim împotriva banilor, nu, că atunci greșim. Nu să vorbim împotriva oamenilor cu bani, nu, pentru că atunci greșim și vorbim din invidie că nu avem și noi ca ei. Ci să vorbim împotriva iubirii de bani și împotriva domniei banilor asupra noastră. Noi trebuie să domnim peste bani, nu banii peste noi. Cei care sunt săraci nu sunt inferiori celor bogați, iar cei care sunt bogați nu trebuie să ironizăm și să-i disprețuim, pentru că ei sunt în măsură egală frați cu noi. Fraților, Biblia aceasta este cartea principiilor. Care este statutul principiului și care este statutul încredințării? Dacă nu-l vom ști, cum apucăm la anvon, predicăm despre încredințările noastre și ni se pare că suntem cinstiți. Statutul încredințării este următorul. În primul rând, vei cunoaște o încredințare după faptul că ea nu face parte dintre principii. Niciodată o încredințare nu face parte dintre principii. Încredințarea este separată de principiu. Principiul se numește legea lui Dumnezeu, scrisă negru pe alb în Biblie. E valabilă și pentru Biserica Primară, și pentru România, și pentru America. E valabilă pentru orice timp și pentru orice loc. Nu este doar pentru un loc sau pentru altul. Principiile sunt universale. Încredințările sunt scrise în Biblie? Nu. Încredințările nu sunt scrise în Biblie. Numai principiile sunt scrise în Biblie. Dacă vei merge în Moldova, sunt niște încredințări, dacă vei merge în Banat, sunt alte încredințări, dacă vei merge în Dobrogea, sunt alte încredințări, dacă vei merge în Africa, sunt unele încredințări, dacă vei merge în Detroit sau în Chicago, încredințările sunt diferite, cu privire la cravată, cu privire la multe, multe, multe alte lucruri. Unde Biblia nu spune negru pe alb un principiu, da sau nu, atunci e o problemă de încredințare. Însă o încredințare e încredințare atunci când nu face parte dintre principii. Dar dacă iei un principiu și îl acoperi cu o încredințare, ai păcătuit, pentru că acolo unde e principiu nu mai ai dreptul să ai încredințare, ci ai dreptul să ai o încredințare acolo unde nu e principiu. Dar dacă Biblia spune nu consumați alcool, nu vă îmbătați de vin, eu nu pot să spun că am încredințarea să mai glojdesc câte puțin. Pentru că e principiu acolo. Dacă Biblia spune nu fura, eu nu pot să spun, hai că eu am încredințarea să mai șterpelesc câte un pic, adică să mai fur câte un pic. Nu pot, că acolo e principiu, nu fura. Al doilea statut al principiului, al încredințării, este faptul că principiul e universal, încredințarea e personală. Principiul e universal, încredințarea e personală. Eu nu am dreptul să iau încredințarea mea și să o fac principiu. Pentru că Dumnezeu a spus, cine va adăuga o lege la legile existente în Biblie, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în această carte. Fraților, eu pot să am încredințări, dar nu am voie să le pun peste alții. Peste alții pun numai jugul lui Iisus, nu al meu. Vă mai aduceți aminte că v-am mai dat de două ori exemplul acesta și repede vi-l mai dau încă o dată. Eu am încredințarea să nu stau picior peste picior în biserică. Pe mine nu mă veți vedea atâta timp cât am mintea luminată și sunt în regulă în toate facultățile mentale că stau picior peste picior. Asta nu scrie însă în Biblie. E încredințarea mea. Mie mi se pare că îl respect pe Domnul dacă nu stau picior peste picior. Dar cum să predic eu fraților, mă, oameni buni, nu mai stați picior peste picior, că așa vrea Luigi Mițoi?
Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca oamenii la închinare să nu stea picior peste picior, ar fi scris asta în Biblie. Și dacă era scrisă în Biblie, negru pe alb, era principiu. Și atunci o predicam. Dar pentru că nu-i scrisă în Biblie, nu-i principiu. E doar încredințarea mea. Eu nici familiei nu am dreptul să impun încredințarea mea. Încredințarea e absolut personală. Cine trece cu încredințarea lui de limitele lui, atunci bagă o lege în universul lui Dumnezeu și el nu are dreptul acesta. Lasă-l și pe altul să gândească, care cap ca dumneata. Nu te face stăpânul altora. Predică principiile lui Hristos, nu încredințările personale. Profitând că ai ajuns la microfon. Ai grijă, Dumnezeu va lua urgile scrise în această carte și le va aduce în viața ta, dacă îți permiți să faci din încredințarea personală un principiu universal. Nu pune jugul altora, jugul tău peste alții. E suficient jugul lui Hristos. Când eu pun jugul lui Hristos peste frați, vine Iisus și oferă putere prin Duhul Sfânt să-l poarte. Dar când eu pun peste frații încredințările mele personale, atunci Dumnezeu nu-i mai ajută pe oameni să facă ce le poruncesc eu. El îi ajută pe oameni să facă doar ce le-a poruncit El. Iar ce a poruncit El este scris în Biblie. De aceea avem două feluri de învățători. Pentru că avem și alte surse de unde predicăm. Avem și alte cărți pe care le amintim. Avem și alte argumente în afara Bibliei. Și nu sunt probabile și facem direct cu ele. Nu-i voie, nu-i voie. Aici nu-i casa mea, e a lui Iisus. Iar principiile lui sunt aici. Al treilea statut al încredințării este că încredințarea este relativă. Principiul nu e relativ, să nu furi, nu e, fură 20%, 80% le lași acolo. Principiul e principiu, nu fura, nici un pic. Încredințarea e relativă. Pavel spune, dacă eu merg într-un loc, eu mănânc carne de porc, spunea Pavel, eu mănânc carne. Dar dacă merg într-un loc unde frații au încredințarea că nu mănâncă carne și ei cred că am mâncat carne e păcat, eu datorită lor, eu nu mănânc carne în locul ăla. Dar nu dacă e unul sau doi, ci dacă frații, toți, comunitatea întreagă are această încredințare, eu din respect pentru comunitate nu mănânc nici eu acolo carne, să nu fie o pricină de potignire. Dar nu pot să zic, dacă mă cheamă o familie de necredincioși și îmi pune un șpriț la început și 10 la sfârșit, o să zic, ca să nu se potignească drăguții și să-i aduc seara la biserică, beau și eu 11 sprițuri și le zic, bă, eu băui 11 țuici, dar acum merge și voi seara la biserică. Și mă veți întreba, Luigi, de ce ai băut țuică? Păi să nu se potignească, drăguțule. Încredințarea mea nu trebuie să treacă dincolo de principii, ci numai în domeniul încredințării, însă încredințarea, după ce e personală, e relativă. E relativă. E relativă în funcție de situație. Asta nu înseamnă fățărnicie, ci asta înseamnă respect pentru oamenii în mijlocul cărora trăiești. Dar pentru că nu lucrurile astea am vrut eu să vă spun, pun o întrebare înainte de a trece la ceea ce v-am promis în dimineața aceasta. Ce facem atunci când îl avem pe Iosua aici și nu e Moise? Ce facem când îl avem pe Elisei și Ilie a fost luat la cer? Ce facem când Domnul este în mormânt, dar apostolii au rămas? Și ce facem cu Tit și Timotei după ce Pavel a fost omorât de Imperiul Roman? Ce facem atunci când, din nefericire, nu există o generație educată, matură, cu experiență, care să învețe generația tânără? Iar ăștia crezi la voia întâmplării. Ce facem? Moise a avut mentor. Ilie a avut mentor. Pavel a avut mentor. Domnul Iisus a avut mentor. Ei, la rândul lor, au fost mentor pentru alții. De aceea, Pavel îi scrie lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, măi, cum eu ți-am spus ție și ți-am poruncit să-i spui la altul, la ăla la care îi spui, spune-i la fel, măi, eu îți spun, dar cu obligația și tu să-i spui la altul. 1+1. 1+1, dar nu în evangelizare, ci în edificare, în zidire, în ucenicizare. Dar ce facem când nu mai există unul? Nu există Pavel, nu există Ilie, nu există Moise, nu există Iisus, ce facem? Aceasta este o întrebare
la care trebuie să răspundem nu cu teoria, ci cu practica. Pentru că deseori, în timp ce crești, fără să te învețe nimeni, în timp ce crești, trebuie să fii și ucenic, trebuie să fii și mentor. Tu te înveți pe tine în timp ce înveți pe alții și tu înveți pe alții în timp ce te înveți pe tine. Nu întotdeauna în biserică avem lideri și oameni pregătiți în fiecare domeniu ca să învețe pe ceilalți. Nu întotdeauna avem. Și foarte des, în anumite domenii de activitate spirituală, ne apucăm să facem un lucru fără să ne învețe cineva. Și tot, de-a lungul anilor, tot schiopătăm, tot nu facem bine. De ce? Pentru că n-a fost cineva care să ne învețe după ce la rândul lui el a fost învățat de altul. A treia problemă, așa cum vă spuneam, sunt două categorii de lideri. De ce? Pentru că în ei se instalează fisura. De ce se instalează fisura? Pentru că nu există relație. De ce nu e relație? Pentru că relația se plătește greu. Se plătește cu ucenicizare, cu o gândire duhovnicească, cu a face diferența între principii și încredințări. Haideți să observăm, vă rog, din cartea lui Neemia, ce se întâmplă când există două categorii de lideri. Două categorii de învățători. Observați, vă rog, care sunt problemele aici. Fiți, vă rog, la Neemia, capitolul 1, versetele de la 1 la 4. De fapt, versetele de la 1 la 15. Și fiți în fapte, în capitolul 15, în versetele de la 1 la 27, pentru că vom lua din nou două exemple. La fel ca data trecută, haideți să vedem care sunt problemele. 1. Când Neemia ajunge în țară, găsește rămășița lui Iuda fără speranță, rușinată, disprețuită, frustrată și zidurile Ierusalimului erau dărâmate, iar ei nu mai aveau încredere în nimic. Nu se ocupa nimeni de ei. Erau neînvățați și fără siguranță. Fiți la Neemia, capitolul 1, versetele de la 1 la 15. Și Neemia este cuprins de tristețe. Neemia este cuprins de tristețe. Dacă citiți capitolul 1, versetele de la 4 la 6, lăsați-mă să citesc pentru dumneavoastră. Când a auzit aceste lucruri, Neemia a stat jos, a plâns, s-a jelit multe zile, a postit, s-a rugat înaintea Domnului. A fost cuprins de tristețe. De ce era cuprins de tristețe? Ierusalimul nu avea ziduri. Învățătura sănătoasă nu exista și era liber. Oricine venea cu calatalcioc și învăța ce îi plăcea. Unul învață că trebuie să ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, altul vine și ne învață că trebuie să ne botezăm în numele lui Iisus, altul vine și ne învață că nu trebuie să ne botezăm în niciun nume și dacă de aici, în calitate de pastor, te ridici și spui, dă-te jos de acolo și fii cu minte, biserica spune, de ce nu-l lași și pe ăla să predice, vrei să predici numai tu? Eu am responsabilitatea ce se predică în această biserică, nu dumneata. Eu am responsabilitatea alături de acești bărbați ce se predică la Betania, nu dumneata. Dumneata, dacă vine unul din zona dumitale, ești tentat sub orice formă să-l aduci aici, indiferent ce predică. L-ai știut omului Dumnezeu acum 10 sau 20 de ani, dar nu știi cum este acum și încerci să mă înduplești pe mine să-l pun, doar că e în zona dumitale. Gândești duhovnicește? Frați și surori, haideți să ne facem fiecare slujba. Și să ne facem cu responsabilitate. Dacă eu m-aș duce la fratele Michi și la fratele Dorin și le-aș spune întotdeauna ce cântare să cânte, eu vă asigur că în 3 săptămâni pun corul ăsta la pământ. De-aia avem aici 2 dirijori. Le spunem numai când să cânte, dar ce să cânte este problema lor. Observați însă că Neemia este trist pentru că nu mai existau ziduri în Ierusalim. Poporul era dezamăgit, nu mai avea nicio speranță, n-avea învățătură, n-avea orientare, n-avea niciun plan. Era un popor disprețuit și fără speranță. Priviți, vă rog, în fapte, capitolul 15. În Antiohia era confuzie, fiindcă două categorii de lideri învățau. Erau apostolii și ucenicii lor și erau iudaizatorii. Apostolii și ucenicii spuneau, dacă credeți în Iisus Hristos, sunteți mântuiți. Iudaizatorii spuneau, e bine dacă credeți în Iisus Hristos, dar trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Și cei care au fost mântuiți la predica apostolilor, acum a venit o categorie numărul 2 de predicatori și le-a spus, bă, v-a spus Pavel, mă, dar nu v-a spus totul.
Uite, voi trebuie să o mai faceți și pe asta. Și bieții oameni au zis, mă, până la urmă, care are dreptate ăștia? Nu s-au înțeles înainte să vină la noi unii cu alții? Unii spun albă, unii spun neagră. Ca cine facem? Confuzie. Confuzie. Când e vorba de învățătură, 500 de membri de la Betania știu cum trebuie. Atunci, ce rost are să mai predicăm doar unii dintre noi? În situația aceasta facem o listă, o programare și părând femei și bărbați ajung aici. Biblia spune altfel, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții evangheliști, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători. De ce? Dacă toți suntem învățători, pe cine mai desăvârșim? Biblia spune, a dat pe unii slujitori ca să desăvârșească poporul. Pe astăzi poporul disprețuiește învățătorii, ei știu mai bine cum trebuie, se ceartă cu ei pentru calitatea învățăturii și dintr-o dată biserica a devenit locul unde ne certăm unii cu alții care au dreptate. Săracii de noi. Frați și surori, în Antiohia s-a întâmplat așa, au venit apostolii, s-au pocăit oamenii și în urma lor au venit iudaizatorii. Și a spus, e bine ce ziceți voi, dar n-ați făcut totul, mai trebuie, dacă nu vă tăiați împrejur în zadar. Și dacă nu păziți legea lui Moise cu toate ceremoniile, unde femeia e curată și necurată, unde bărbatul dacă se atinge de un mort e necurat, unde femeia dacă se atinge de o găină pe care o gătește a doua zi, nu mai poate să se împărtășească, că s-a atins de un mort. Știți cum se numește asta? Ignoranță, adică neștiință, să nu-i spun pe românește. Acestea au fost problemele în Ierusalim, în timpul lui Neemia și în fapte, în timpul apostolilor. Și oamenii aceștia au fost confruntați cu aceste nenorociri. Care este soluția? În Neemia citiți de la 4 la 6 și capitolul și versetul 15 și în fapte citiți de la 3 la 15 și versetul 32. 1. Neemia se simte responsabil și îndurerat pentru situația din Ierusalim. Nu e indiferent, ci e îndurerat. 2. Postește și se roagă. 2. Postește și se roagă. 3. Stabilește punți de legătură între el și rege. Neemia postește și se roagă. Aveți schița predicii în față. 2. Stabilește relații între el și rege. La Neemia postește și se roagă, citiți capitolul 1, versetele de la 4 la 11. N-avem timp să le citim acum, dar notați-vi-le cu pixul și le citiți acasă. Să vedeți ca cei din Berea, dacă ce se spune este drept sau nu, dacă e biblic sau nu. N-aveți timp aici să vedeți dacă e biblic sau nu. Aici să știți că ce spun eu nu comparați cu Biblia, comparați cu ce știți dumneavoastră. Și n-aveți dreptul să faceți asta. Dumneavoastră trebuie să comparați ce spun eu nu cu ce știți dumneavoastră și cu ce scrie în Biblie. De aceea nu puteți să citiți toate versetele aici. Vă rog, notați-vi-le, luați-vă timp și citiți-le acasă. Iar dacă nu-i drept, luați această schiță, faceți-o așa și aruncați-o la garbage. Apoi, el stabilește relații între el și rege. Capitolul 2, versetele de la 1 la 10. Stabilește relații între el și rege. Capitolul 2, versetele de la 1 la 10. Apoi, formează o viziune în funcție de situația de față, nu în funcție de situația din România. Noi vrem să conducem biserica astăzi în Chicago, după modelul din România de acum 20 de ani. Mă, oameni buni, credeți-mă, nu se poate. Viața e diferită. Modul în care suntem ispitiți e diferit. Circumstanțele în care trăim sunt diferite. Adevărul este că din punct de vedere al principiilor, pocăința e una. Dar din punct de vedere al felului, al formei, al metodelor, al stilului în care faci toate lucrurile, trebuie să le faci nu în funcție de situația de acum 20 de ani, ci în funcție de situația de acum. Că dacă în România m-a durut genunchiul și mi-am dat cu Rivanol și acum mă doare amigdalele, nu m-am dat cu Rivanol pe amigdale, că mă doare altceva. Mă doare în alt loc. Mă tratez diferit. Observați că Neemia are o viziune, dar în funcție de situația de față. El nu aplică situația de la regele Dariu, de unde a venit, de la Artaxerxe. Nu! Ci el vine acolo, se roagă și în funcție de situația de față, Dumnezeu îi dă o viziune. Dumneavoastră disprețuiți faptul că copiii noștri nu mai pricep limba română și spune, Doamne, să-mi fie învățați în limba română. Așa aș vrea și eu, dar le vorbesc și nu pricep.
Se uită la mine și nu pricep, am întâlnirea de vineri seara cu adolescenții. Foarte mulți dintre ei nu pricep. Nu înțeleg! Credeți că într-o jumătate de oră poate să învețe lui Gimițoi limba română? Dacă dumneavoastră ca părinți ați neglijat în casă 5-6 ani lucrul ăsta? Știți bine că eu nu vreau să vă jignesc. Știți bine că eu vreau să vă ajut. Dar pentru că vreau să vă ajut, fraților, vă prezint adevărul cum e el, dureros. Trebuie să găsim o soluție. În România nu ne confruntăm cu astfel de situație, dar aici ne confruntăm. Zicem, în România făceam, păi în România, fraților, lucram de la 7 la 3, la 4 și la 4 veneam acasă. Și ieșeam la scara blocului și mâncam semințe până la 9. Aveam timp cât vrei, dar aici ai două geaburi și dumneata știi că nu ai timp să vii la biserică. Dacă te chem la studiu biblic, n-ai timp. Dacă te cheamă dirijorul la repetiție, n-ai timp. Păi cum crezi că ne putem pocăi dacă n-avem timp? Soluția e să ne facem. În al treilea rând, prezintă viziunea și poporului și îl încurajează pe popor să ducă viziunea la îndeplinire. Capitolul 2, versetele 7, de la 17 la 20. Apoi, rezolvă problema fiind întotdeauna prezent acolo. Capitolul 4, versetele de la 1 la 12 și capitolul 6, versetul 15. El rezolvă problema, dar nu o rezolvă prin telefon, o rezolvă fiind prezent totdeauna acolo cu poporul. El a fost întotdeauna acolo cu oamenii, a fost pe front. Napoleon a câștigat că nu a condus din cancelarie războiul. Cel mai bine cunoști situația când ești acolo. Neemia a fost tot timpul printre oameni. Tot timpul a fost printre ei. Care este rezultatul? Este ultimul subpunct. Ce? Si. Rezultatul a fost faptul că, priviți vă rog în carte, poporul se bucură și cântă. Poporul se bucură și cântă. Capitolul 6, versetul 16. Priviți vă rog versetul 16. Poporul se bucură și cântă. 2. Poporul curățește cetatea și o sfințește. 3. Poporul aduce jertfe. 4. Dușmanii s-au temut și au fugit și au spus lucrul acesta, versetul 16, s-a făcut numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Priviți în fapte 15 care sunt rezultatele. Versetele de la 31, versetul 31 și de la capitolul 15, versetul 31 până la capitolul 16, versetul 5. Adunarea s-a bucurat de conținutul scrisorii. 2. Iuda și Sila s-au întors la Ierusalim. 3. Lucrarea lui Dumnezeu a continuat nestingherită. De ce? Pentru că au trimis frații o scrisoare în care au spus nu trebuie așa, 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 așa și trebuie numai așa. Și tot poporul a aflat adevărul. Nu a mai fost în confuzie și alb și negru. Și apoi, capitolul 16, versetele de la 4 la 5, aceleași instrucțiuni au fost transmise și alte biserici. Adică, fraților, nu puneți un alt jug peste cei ce se întorc de curând, pocăiți, ci spuneți-le că e destul să. Și asta a fost predicată nu numai Antiohia. Și vestea aceasta, mesajul acesta, scrisoarea aceasta a fost trimisă și în alte, și în alte, și în alte, și în alte biserici. Și când veneau iudaizatorii, frații scoteau afară. O singură categorie de conducători, uniți, care vorbesc aceeași limbă. O singură categorie de învățători, uniți, care predică doar din Scriptură și care se înțeleg unii cu alții înainte de a ajunge aici în fața poporului. Două categorii de lideri sunt o nenorocire pentru o biserică. Două categorii de învățătură sunt o nenorocire și un blestem pentru o biserică. Ce școală ar fi aia dacă profesorul de matematică X ar spune că 1 plus 1 fac 3 și celălalt profesor de matematică, că școala are 2, ar spune că 1 plus 1 fac 4. Ce școală ar fi aia? Ce director ar fi ăla? Ce copii ar ieși din școala aia? Doamne, iartă-mă! Oameni buni, acestea sunt probleme cu care ne confruntăm. Nu sunt teorii, nu sunt predici, sunt realități. Știți ce trebuie să facem? Ce a făcut Neemia, nu ce ne trece nouă prin cap. Ce a făcut Neemia și ce au făcut apostolii, asta ar trebui să facem. În concluzie, pentru că a trecut timpul și pentru că noi trebuie să ne oprim, pentru că am petrecut 6 lecții din ciclul numit Care este scopul Bisericii lui Dumnezeu și am văzut care este scopul Bisericii lui Dumnezeu, am văzut care sunt pericolele
care distrug scopurile înainte ca noi să le avem. Și dacă nu le avem, cum să le împlinim? În această dimineață stăm înaintea Domnului și ne întrebăm, care este situația specifică la Betania? Care este situația specifică în familia mea? Care este situația concretă în viața mea? Care e mentalitatea mea? Care sunt așteptările mele? Care sunt perspectivele mele de viitor? Frați și surori, unitatea noastră trebuie să fie în Duhul. Unitatea noastră trebuie să fie în interpretarea Bibliei și unitatea noastră trebuie să fie în scopul pe care îl avem. Și anul acesta se numește viziunea Bisericii Betania pentru anul 2004. Dacă nu vom trage împreună, vom trage diferit. Dacă nu ne vom lupta cu același dușman, ne vom lupta unii cu alții. Concluzia este următoarea. Avem nevoie să fim uniți. Avem nevoie ori de câte ori ne rugăm, să ne rugăm pentru lucrurile pe care vrem să le facem. Să nu ne propunem să facem anumite lucruri în anul 2004 și noi să nu ne rugăm pentru ele. Ori de câte ori ne rugăm, public în biserică, marțea, în sala de dincolo sau acasă cu familia sau singur, să ne rugăm pentru aceste lucruri ca să se împlinească, pentru ca la sfârșitul anului să avem zâmbetul și succesul în mână. Frați și surori, Biserica Betania trebuie să aibă scopuri clare. Trebuie să aibă o echipă de slujitori care se iubesc, care se respectă, care fac în unitate, împreună, în iubire și în iertare lucrarea Domnului și asta să fie pentru dumneavoastră un exemplu și o mărturie. Să n-aveți frică că între noi sunt neînțelegeri. Să n-aveți frică că ne lovim unul pe altul ca să ne luăm locurile. Și să observați în fața dumneavoastră o grupă de oameni care se pocăiesc în fiecare zi, care vă respectă, care vă iubesc și care stau în spărtură să vă slujească cu destoinicia pe care Dumnezeu le-a dat-o. De aceea aveți responsabilitatea și rugămintea mea să vă rugați pentru noi. Să nu ne uitați niciodată să vă rugați pentru noi. Dacă vă rugați pentru cineva din biserica aceasta, pentru cei care conduc biserica, să vă rugați de 100 de ori mai mult. Pentru că dacă un frate de pe bancă face o greșeală, o face doar pentru el. Dar dacă eu fac o greșeală, eu fac o greșeală pentru 500 de oameni. Rugați-vă pentru mine, mereu, rugați-vă pentru frații mei care, alături de care vă slujim și nu ne uitați niciodată. Iar dacă vreodată în anumite situații vă greșim, veniți în mod personal și spuneți-ne, pentru că inima noastră este deschisă ca a unor frați. Astea sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu. Așa se trăiesc și se manifestă ele, nu în invidie. Nu în telefoane de descreditare, nu în tot felul de mâncătorii și de bârfe, nu în tot felul de disprețuiri și de ironii, oameni buni, oameni ai lui Dumnezeu, ne măcinăm între noi și diavolul ne folosește pe unii împotriva altora, iar el stă deoparte și râde. Opriți-vă! Urmăriți sfințenia, citiți Biblia, veniți la rugăciune. Luați-vă o zi de post pe săptămână, puneți ochii pe un om spre care vă îndreaptă Duhul Sfânt și tot anul acesta lucrați ca să-L aduceți la Hristos. Participați unde e nevoie cu timpul, cu slujirea și cu banii și înțelegeți că noi toți trebuie să avem același scop, nu să tragem caracul unul într-o parte și unul în alta. Vă stau în față în această dimineață la încheiere și vă întreb, oameni buni, frați dragi, iubiți oamenii lui Dumnezeu, ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră? Lăsați-o să se apropie de a noastră și a noastră de a dumneavoastră și ca un popor unit, ca un popor care se iubește, se iartă și se respectă. Are respect unul pentru altul. Așa să mergem înspre cer și fiecare cu darul, cu resursele, cu abilitățile, cu talanții dați de Domnul lui, să ne unim și împreună să facem lucrarea lui Dumnezeu. Ce ți-a spus Dumnezeu în această dimineață? Poți să te rogi acum pentru ce ți-a spus Dumnezeu? Vrei să te rogi? Ai câteva lucruri în minte clar pentru care vrei să-ți ceri iertare? Câteva decizii pe care vrei să le iei și mai apoi să îi le spui lui Dumnezeu în rugăciune? Haide să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu. Apoi am să-l invit pe fratele Aaron Magda să mulțumească Domnului cu voce tare după ce noi ne vom ruga în comun.